Cum ar fi dacă aș începe prin a vă spune că o criză profesională poate fi cel mai bun lucru care vi s-a întâmplat? Suntem în plină epidemie, nu de coronavirus, și de depresie și burnout. De altfel, Organizația Mondială a Sănătății, care e foarte populară zilele astea, a anunțat că în următorii 10 ani, în top 3 boli mentale, se află în ordine depresia, Alzheimerul și dependența de alcool. Cu alte cuvinte, vestea proastă e că vom fi probabil toți deprimați. Vestea bună este că o să pierdem șirul paharelor de alcool consumate. Ce înseamnă asta? Înseamnă de foarte multe ori pentru angajați foarte multe decizii luate mult prea emoțional, categoric proaste, se dovedește în timp în toate cazurile, și pentru angajator o lipsă de resurse și o dificultate în a gestiona oamenii care au probleme de burnout sau depresie. Lăsând gluma la o parte, cred că depinde doar de noi să ținem în frâu depresia și burnout-ul, care este fratele ei mai mic. Mi-aș dori ca la finalul acestei prezentări să reușesc să vă conving că viața noastră profesională nu trebuie încărcată de drame exacerbate, că putem înțelege, preveni și gestiona crizele inevitabile. Cam așa arăta un anunț de recrutare în momentul în care am început eu să recrutez. România Liberă, pagina dreapta, mică publicitate, un anunț mare. Am reușit să rezist în industria asta până momentul în care un anunț pentru un contabil junior se numește Junior Accounting Wizard. Am lucrat 16 ani ca angajată într-o companie, am 10 ani de când sunt antreprenor, ceea ce înseamnă că, apropo de crize în carieră, le cam trăiesc zilnic. Pentru că orice antreprenor se întreabă aproape săptămânal dacă a făcut bine ce a făcut. În plus de asta, mai am și avantajul celui mai minunat șef din lume, Not, respectiv eu însămi. Din experiența mea profesională, dar și din foarte multe interviuri, cred că sunt peste 10.000 și sute de oameni plasați în decursul anilor, am înțeles că toate crizele astea profesionale de care ne temem atât de mult sunt doar oportunități de dezvoltare personală și de învățare. Și cred că ar trebui să ne uităm la ele ca atare. Dar haideți să vedem ce sunt crizele. Și aș vrea să vă rog să mă ajutați să-mi spuneți dacă voi sau un prieten a trecut printr-una din următoarele situații. A fost concediat de pe zi pe alta. Nu a fost promovat pentru 3 ani la rând. A fost promovat colegul de birou, cel care a intrat în companie mult mai curând decât voi. Șeful ăla bun, care mi-e prietenul meu cel mai bun, nu m-a lăsat să mă duc la un training. Pentru cei care au ridicat mâna, am o veste pentru voi, o să vi se mai întâmple. Pentru cei care nu au ridicat mâna, vă garantez că o să treceți și prin asta. Și ca să nu ne raportăm doar la ce am remarcat, ne uităm și la niște studii, așa că, conform unor studii făcute de domnul Daniel Levinson, există niște etape de evoluție în dezvoltarea noastră personală, care cumva explică de ce de multe ori ne lovim de crize și în carieră. Și toate tranzițiile despre care vorbim, toate etapele despre care vorbim, vin la pachet cu o perioadă de tranziție. Perioada de tranziție care durează între 3 și 5 ani. E, guess what? O să vedeți că foarte multe din situațiile tensionate legate de cariera noastră se cam suprapun peste aceste crize. Bineînțeles, criza cea mai celebră este midlife crisis, 40-45 de ani, cred că toată lumea știe despre asta. Însă ce vreau să vă spun este că, de fapt, criza e prevestită de undeva de la 35 de ani, sau începând cu acea perioadă, perioada 35-45 fiind numită nu degeaba deadline decade. Și vreau să vă spun o poveste. În urmă cu 11 ani, în primul weekend de primăvară, mă internam cu fetița mea în spital. 4 săptămâni și 2 spitale mai târziu, aveam o fobie de ora 11 noaptea, pentru că era ora în care începeau să îi sărăcească mânuțele și picioruțele, să tremure, știam că vin frisoanele. O oră mai târziu, după injecția asistentei, de obicei plecam cu ea din spital. Închideam ochii și ne imaginam că mergem la Disneyland și ne distrăm în toate locurile pe care le văzuse cu un an în urmă. Am mulțumit în fiecare moment că am avut unde să fugim de acolo. Zilele mi le petreceam discutând cu asistentele despre unde oare mai putem să punem branula, pentru că toate venele erau sparte. În a 4-a săptămână,
Am vânat, practic, medicul pe holuri și am stat după el, rugându-l cu cerul și cu pământul, să-mi spună, indiferent cât de grav este diagnosticul pe care nu sunt în stare să-l pună, că sunt pregătită să lupt și sunt pregătită pentru orice. Și mi-a spus, era septicemie, ceea ce înseamnă că erau 50% șanse ca ea să nu fie astăzi în sală alături de mine. Știți că ne gândim toți la povestea aia cu într-o zi? Într-o zi o să merg să fac ceea ce mi-am dorit. Într-o zi o să mă las de jobul ăsta și o să mă apuc de cariera minunată pe care am visat-o toată viața. Într-o zi. În acel moment, pentru mine, a avut loc într-o zi. Atunci s-a întâmplat într-o zi. Mi-am dat seama că, de fapt, într-o zi fusese ieri. 4 luni de zile mai târziu, o lună după ieșirea noastră din spital, lansam un proiect online foarte drag sufletului meu și un an de zile mai târziu porneam pe cont propriu, în mijlocul crizei. Ce am vrut să vă spun cu asta este că de cele mai multe ori crizele în carieră sunt suprapuse cu perioade de dezvoltare personală sau cu pasaje din cele despre care v-am povestit. Și că, de fapt, este un moment în care începem să ne uităm la ce am visat eu când am vrut să fiu mare și cine sunt, cine am ajuns acum când, iată-mă, sunt mare. Crizele ca atare sunt previzibile și sunt foarte multe situații în care am putea anticipa și poate evita parte din efectele lor nocive. Ca să vă dau un exemplu, apropo de căutarea de job la 40-45 de ani, probabil că aveți prieteni care v-au spus, durează mult mai mult decât înainte. Și asta pentru că, de fapt, noi rescriem povestea pe care ne-o spunem nouă înșine despre noi. Mă sună la un moment dat un candidat cu care colaborasem înainte de anii 2000, destul de supărat, așa că nu-și găsea de lucru de ceva timp, era 40 și spune, băi, mădă, unde sunt mă ofertele alea minunate? Înainte, nu mai vin companiile în România, înainte de 2000, veneau companiile, erau oferte, erau beneficii, erau niște oportunități extraordinare. Unde sunt alea? Ce se întâmplă? Și eu îi spun, nu te supăra, dar unde sunt ochii cu care te uitai la ele acum 15-20 de ani? Tu crezi că după ce ai trecut prin atâția ani de carieră, după ce ai început să înțelegi mult mai multe despre oferte, companii, cine ești tu, ce-ți dorești, tu le mai vezi la fel? Nu mai cumpărăm totul la face value, așa că sugestia mea este momentul în care vi se pare că nu mai sunt oportunitățile minunate să redefiniți ce înseamnă pentru voi acum oportunități minunate. Unde mai punem că în România tindem să avem o relație mai degrabă toxică cu angajatorii noștri? Ceea ce mi se pare evident este faptul că, de foarte multe ori, încrederea noastră în sine, siguranța noastră de sine, vine din job. Ceea ce uităm din ecuația asta este faptul că companiile sunt înființate pe lumea asta ca să facă profit pentru acționarii lor. Și scopul lor nu este să ne dea pentru noi confirmarea noastră de sine. În plus, dacă stăm să ne gândim așa, dacă sunteți manageri, gândiți-vă cât de ușor v-ar fi să vă gândiți că confirmarea voastră, confirmarea de sine a celor din echipa voastră depinde strict de voi. Este o misiune imposibilă. Îmi place să zic asta, să nu uităm că business-ul e un playground for adults. De foarte multe ori, lumea spune, bine, da, dacă mă detașez de companie, ce ar trebui să fac? Înseamnă că ar trebui să fiu, să nu mai fiu professional, să am probleme cu organizația mea, cu managerul meu? Nu, deloc. Dar ce spun eu este, haideți să ne uităm la reputația noastră profesională. Și aceea este cea pe care trebuie să o respectăm. În momentul în care eforturile pe care le fac se duc sau sunt strict legate de nivelul de recunoștință sau recompensă pe care mi-l poate oferi organizația, aia este o cale greșită. Așa că ce spun eu este, hai să ne uităm care e motivația mea pentru cariera mea, pentru a fi în locul acela, ce pot eu să fac ca să mă dezvolt. Nu degeaba se numește cariera mea. E întâmplător în acest moment să desfășoară în acea organizație, dar responsabilitatea pentru felul în care ea se dezvoltă nu ține de companie. În anii 2002-2003 am lucrat cu un client străin, recent venit în România. Și singura misiune pe care mi-a dat-o a fost să-l ajut să înțeleagă cum să-și facă echipa de management să nu mai plângă la birou. Și am întrebat, bine, dar ce faci? De ce plâng la birou? Păi de fiecare dată când am de discutat despre un deadline care n-a fost atins, despre ceva ce cred că ar trebui să facem diferit, lumea intră în defensivă sau și mai rău, plânge. Mi-a luat cam un an de zile să încerc să-l ajut să înțeleagă cam cum ne raportăm noi la joburi și să schimbe un pic discursul în așa fel încât să nu mai aibă parte de plânsete la birou. Era șocat.
Discutam de curând cu un alt candidat pe care l-am plasat de două ori în viață și care se plângea că simte că e pe cale să fie concediat de la companie. Și povesteam exact ce v-am spus și vouă despre combinația asta între evoluția noastră personală și evoluția noastră profesională și am spus, printre altele, bă, s-ar putea să fie o treabă bună că ți se întâmplă asta. Se uită la mine lung și îmi spune, da, ce vrei să spui, că e vina mea? Mă uit și eu lung la el și îi spun, nu cumva ai devenit cam arogant și cu familia și cu cei de la birou? Oare nu cumva ai început să le impui și altora ritmul tău draconic de muncă? Auzi, dar de când ai mai fost la doctor, că spuneai că ai niște analize de făcut și le-ai tot lăsat? Nu cumva ai ajuns să crezi că ești indispensabil și firma s-ar prăbuși fără tine? Eu zic doar atât, dacă oricare dintre voi a răspuns da la măcar una din aceste întrebări sau vă regăsiți în direcția asta, se apropie o criză. Dacă la asta mai adăugați și faptul că aveți mai multe certitudini decât întrebări, criza e iminentă și s-ar putea să vă facă un mare bine. Nu ne trezim dacă nu suntem forțați să ne trezim. Așa că eu cred că de foarte multe ori crizele profesionale sunt de fapt un apel la trezire. Și de la o anumită vârstă se întâmplă să știm mai bine ce nu vrem decât ce vrem, ceea ce nu este un lucru rău. Dar, practic, asta ne îndeamnă la o analiză, la un plan de acțiune și la a ne uita la greșelile prin care pe care le-am făcut și ce avem de învățat din ele. Avem destul de multe idei preconcepute când vine vorba despre cariera noastră. De curând am văzut la interviu pe cineva care îmi spunea că e de foarte mulți ani într-o companie, vreo 6, schimbase jobul la fiecare 2-3 ani și că vrea să facă o schimbare. Cum sunt destul de încăpățânată, dacă nu pricep de ce, insist până mă lămuresc. Nu înțelegeam de ce. Insistând, constat că de fapt principala motivație pentru schimbare era legată de faptul că, guess what, ieșea cu prietenii din facultate la cină o dată pe lună, toată lumea făcuse schimbări și toată lumea o întreba, tu când pleci de acolo? Nu este o motivație, o să râdeți, dar să știți că sunt foarte multe situații în care motivația noastră pentru a face o schimbare e mai degrabă presiune socială și partea proastă este că dacă dăm curs acestei presiuni sociale, de cele mai multe ori o să ne plângem de milă în următoarele luni după ce am făcut schimbarea din acest motiv. Apropo de preconcepții, de multe ori se spune că femeile sunt mult mai emoționale decât bărbații. Am o surpriză. În crize nu. Chiar dimpotrivă. Reacționăm fix la fel. Și mai e o temă preconcepută. Presa în ultimul timp a stimulat foarte mult imaginea asta așa de erou pluridisciplinar a antreprenorului. Venea cineva la interviu la mine și la un moment dat mi-a spus, știi, eu sunt doar o corporatistă. Nu există doar o corporatistă sau un antreprenor. Antreprenoriatul sau angajarea sau lucrul în mediul corporei sunt doar opțiuni diferite, poate chiar la etape diferite, pentru fiecare dintre noi. Nu este una mai bună decât cealaltă. Cum la fel de bine, antreprenoriatul nu este o dovadă de curaj. Foarte multă lume spune, băi, antreprenorul a avut curaj, a făcut un business plan. Eu pot să vă spun exemplul meu. După 2 ani de antreprenoriat, cineva mi-a zis că ar trebui să am business plan. Și m-am dus să întreb alți prieteni care aveau businessurile mai vechi decât mine. Niciunul nu a avusese. Numai cei care au cerut finanțare. Acolo e necesar. Cum la fel de bine n-a fost vorba de curaj, ci mai degrabă de frică. Pentru că pentru mine decizia de a porni pe cont propriu a fost legată de frica de mine. Frica de mine, cea de peste 10 ani, mi-a fost teamă că nu mă voi putea uita în oglindă la mine, știind că aș fi putut să fac ceva și nu am făcut. Mi-a fost frică și în următoarele luni de activitate, pentru că fiind în mijlocul crizei, toată lumea mă întreba, dar nu ți-e frică? Ba da, mi-e frică, în fiecare zi, dimineață, la prânz și seara. Și ce să fac? Trebuie să te împrietenești cu frica ta. Încerca să mă gândesc ce aș putea să zic după atâția ani de văzut atât de multe cariere și care ar putea să fie caracteristicile care fac diferența între oamenii care au reușit să continue cariera cu succes de fiecare dată și cei care nu. Și am remarcat 3 elemente. Primul este persistence. Indiferent cât de greu este, indiferent ce se întâmplă, tu rămâi acolo și ții de planurile tale și de ce ai de făcut. Nu te lași. Al doilea este what's in it for me. What's in it for me de foarte multe ori este interpretat drept ce-mi dai, ce am eu la afacerea asta. Felul în care mă uit eu la what's in it for me este mai degrabă ce am eu de învățat din asta.
Și am situații în care vin candidați la mine și îmi spun, bine, dar am un șef îngrozitor, jobul e minunat, organizația minunată, dar șeful e îngrozitor, nu mă înțeleg cu el. Și eu totdeauna spun, ok, știi să-l gestionezi? Învață să-l gestionezi și să gestionezi o asemenea situație, că nu degeaba ți-a fost adus în față. Și după ce ai învățat, poți pleca. Până atunci însă, lecția nu e luată. Pleci la următorul angajator și vei da de un șef la fel cu care vei avea aceeași problemă. Și nu în ultimul rând, partea de networking, care de fapt se referă la construirea de relații. În afară faptului că relațiile și prietenii sunt cei care ne ajută în toate crizele și rămân constanți de-a lungul întregii noastre vieți, și felul în care reușim să construim parteneriate în timp ce suntem în diverse joburi, ne va ajuta în momentul în care suntem în crize. Am văzut oameni care în perioadele de pauză între joburi n-au stat o zi acasă, pentru că au avut diversi parteneri care au zis, ai aici un proiect, te rog ajută-mă la asta, și din această activitate au găsit următorul job. Bineînțeles că partea de dezvoltare de relații presupune și un pic mai multă empatie, care cred că nu ne-ar prinde rău. Și uite așa, acum, după cei 26 de ani de activitate în recrutare, aș putea zice că sunt un millennial al recrutării, am înțeles că nu poți avea pretenția că faci meseria asta dacă nu te uiți constant la what's in it for me pentru fiecare om cu care interacționezi. Acum, în permanență, mă uit la stadiul din viață, etapa din viață în care se află omul din fața mea, ce-l motivează, în așa fel încât să știu dacă ce-i propun se potrivește sau nu cu interesele lui reale. O să știu că am făcut ce trebuia astăzi, dacă la următoarea răscruce pe care o veți întâlni în cariera voastră, o să ziceți, a, fain, prag de învățare, nu e dramă. Am vrut să închid prezentarea cu melodia Happy a lui Pharrell, dar din câte am înțeles, nici el nu-și închide concertele cu mine, așa că am renunțat. Vă mulțumesc!